Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Unele lucruri nu se schimbă niciodată în Republica Fantastică România. Ce se întâmplă? De ce? Adică de ce vă întreb? Vă era dor de PSD? Ca să întreb direct. Nu, i-am mai văzut de mult, nu mai știam nimic de dânsii, nu? Liderul PSD Marcel Ciolacu a confirmat miercuri seară că un domn pe nume Marian Neacșu a fost propus de partid pentru funcția de secretar general al guvernului. Așa. Și este un scandal mare cu acest domn, o să revin imediat la el, dar până atunci să vă explic ceva. Deci, în urma negocierilor PSD-PNL pentru împărțirea posturilor, această funcție de secretar general al guvernului a revenit Partidului Social Democrat. Secretarul general al guvernului are o poziție cheie. El controlează fluxul actelor oficiale ale guvernului, toată partea tehnică, are regim de autoritate, avizează, transmite către monitor oficial documentele adoptate de guvern. Practic, fără semnătura secretarului general al guvernului, hotărârile nu apar în monitor. Iar asta înseamnă că nici nu pot intra în vigoare. Și poate vă amintiți că în 2017, când premierul Sorin Grindeanu a încercat să reziste atacului lui Liviu Dragnea, care ordonase miniștrilor să demisioneze din guvern, secretar general al guvernului, secretarul general al guvernului, un domn pe nume Mihai Busuioc, vechi prieten al domnului Dragnea, de lucra la cadastru pe vremuri. Și acolo la cadastru a putut să îl ajute pe domnul Dragnea cu niște mici chestiuni. Cu Belina, cu nu știu ce, nu mai revenim. Deci acest domn Mihai Busuioc a refuzat să contrasemneze actele lui Grindeanu. Iar asta n-a putut să facă nimic. Care era tot secretar general. Grindeanu era prim-ministru. Respectivă, nu, domnul care a refuzat să semneze. Busuioc era secretar general al guvernului. Oricum, foarte interesantă precizarea. Să știi că eu spun la modul cel mai serios că ani de zile am crezut că secretarul general e șeful secretarelor. Adică gen, sunt secretare la fiecare birou parlamentar. Domnul Grindeanu atunci în 2017, asta a fost funny, nici n-a putut măcar să-l demită pe secretarul general al guvernului, care teoretic e subordonat lui, adică așa scrie, deoarece ăsta n-a vrut atunci să-și contrasemneze propria demitere. Ce tare. Și dacă el nu semna actele respective, nu contrasemna, alea nu apăreau în monitor oficial. Și ca tare n-a vrut să semneze și n-a putut să-l dea afară, înțelegi? El așa a luat concediu medical sau ce, a plecat și cu asta. Așa, basta. Da, bravo. Super job. Bă, deci să nu poți să fii dat afară decât dacă vrei tu, asta mi se pare foarte tare. Bun. Deci, secretarul general al guvernului e un personaj crucial, care controlează direct cam tot ce face executivul, având inclusiv răspunderea reprezentării guvernului în instanțe. Ei bine, ca să revenim, domnul Ciolacu l-a nominalizat pe acest domn Marian Neacșu să ocupe funcția, chiar dacă domnul Neacșu are la activ o condamnare cu suspendare pentru conflict de interese. De asta zic, bă, era dor de PSD? Adică, pe bune, cine ne mai oferă nouă conținut ca acest partid? Deci sunt foarte tari oamenii. Asta, asta are... cu dosarul penal e valabilă doar la miniștri și ăștia. Să nu... Mai sunt și, sigur. Ocazional. Că, ocazional. Bă, da, așa, constant, adică dacă e să te bazezi pe cineva... Păi după ce îi recunoști? Pe PSD. După ce îi recunoști? După sandale, dosare. După ce? După dosare, da. Deci, pe când era deputat, domnul Neacșu și-a angajat-o la biroul său parlamentar, pe bani publici, evident, pe propria sa fică. Pentru că de ce nu, dacă tot erau de luat bani de la stat? Adică n-am avea nicio problemă dacă și-ar angaja rudele la business-urile personale, cu care, dacă s-ar putea să nu fac afaceri cu statul... Adică, ăsta-i business-ul. Ai SRL, da. Așa e, ăsta-i business-ul. Nu înțeleg nimic, ha? Da. Ăsta-i business-ul. Procurorii au observat că astfel, citez, s-a realizat în mod direct un folos material pentru aceasta, pentru doamna sau domnișoara, și l-au trimis în judecată. Iar în 2016, politicianul social-democrat a fost condamnat definitiv, deci s-a ajuns la Înalta Curte de Casație și Justiție, la 6 luni de închisoare, cu suspendare pentru săvârșirea infracțiunii de conflict de interese. Conflict de interese, o infracțiune. Ce spune copil, domnul Ciolacu, da, pentru copil, despre această situație? Domnul Daia nu făcuse și dânsul. Domnul Daia a avut acolo o familie întreagă plus amanta la Ministerul Agriculturii. Deci domnul Daia era mai darnic. Asta, bun, ce spune domnul Ciolacu despre această situație? Că propune ca secretar general al guvernului o persoană cu o condamnare la activ. Citez. N-a furat nimic. Corect. Ce facem în țara asta? Omorâm oameni? A spus dânsul. Și, corect, adică dacă accepți asta, atunci pasul următor va fi... E, dar cât a furat? Ce, sărăcește cineva din furtul lui? Mai țineți minte, și domnul Dragnea propunea prin ordonanța 13 să fie până la 100.000 de euro, nu se consideră furt. E, atenție, Dumnezeului, cât, ce mai e 100.000 de euro în ziua de azi? Cu 100.000 de euro nu ții nici apartament în București. Asta e 100.000 de euro. Cine sărăcește de la furat 100.000 de euro? Deci domnul Dragnea avea asta
Iar după, dacă fură ceva mai mult, se poate spune, e, da, parcă e singurul care fură în țara asta. Toți fură, domne. A furat și el ceva pentru familie, pentru fetiță. Și Dumnezeu lui ne omorâm pentru asta. Îl pune secretar general la guvern. Deci, iată că se confirmă, domne, ce a spus domnul Ciolacu la învestirea guvernului PSD-PNL. Citez, PSD știe să guverneze. Adevărat. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.